Se anunță o săptămână de foc din punct de vedere meteorologic. Canicula va cuprinde aproape toată țara și sunt așteptate temperaturi chiar și de 40 de grade Celsius la umbră. Mehedințenii spun că suportă cu greu căldura, însă sunt pregătiți și cunosc toate măsurile de prevenție. "37 de grade Celsius la umbră este o temperatură foarte greu de suportat, mai ales că organismul poate resimți o căldură mult mai mare. Copiii și vârstnicii sunt categoriile vulnerabile, astfel că trebuie să aibă grijă mare în zilele caniculare. Este foarte greu de suportat canicula, mai ales că se anunță în perioada următoare temperaturi de aproximativ 40 de grade. Și condițiile... Crește indicele de ziceții de caniculă, mai ales bătrânii suportă foarte greu. Vine din nou canicula, cum suporți? Cam greu, pentru că este foarte cald. Și, da, e foarte cald. Te protejezi? Sunt mai mult în casă. Însă trebuie știut că omul se poate adapta și căldurilor sufocante. Consumul de lichide, fără alcool, dușuri reci sau odihnă într-un mediu răcoros sunt doar câteva dintre regulile esențiale cunoscute în rândul populației. E cam greu de suportat cu anicul, dar ne încadrăm așa că facem baie mai des cu apă mai potrivită și ne încadrăm la toate acestea. Ce să facem, doamnă? Suportăm, mai stăm în casă când e căldura mare. Și dacă nu suportăm, ce facem? Ce să facem? Unde ne ducem? Dimineața facem treabă de noapte, ce că ne suntem la țară, avem porci, avem găini, în grădină. La unde? Să fie căldura, stăm în casă, ce să facem? Asta e? Meteorologii atrag atenția că temperaturile resimțite vor fi cu mult peste cele înregistrate de termometre, iar canicula va ține până în prima zi din luna august. Efectele caniculei asupra corpului uman se instalează foarte repede și dacă nu luăm măsuri imediat, putem ajunge la urgențe. Medicii avertizează că cei care au diverse afecțiuni, copiii și persoanele în vârstă pot chiar să moară din cauza căldurii excesive.